dimineața aceasta. Dacă fratele Nelu spunea că e a doua oră la voi, eu cred că s-a cincea sau șasea oară aici, dar stare bucuros pentru dimineața asta. Sunt bucuros că în această zi de la Teta eu plec încărcat acasă. Aleluia. Și plec încărcat pozitiv, nu negativ. Sunt biserici, când intri în ele și când pleci din ele, pățesc să înțelegi ce-o vrut să zică Pavel bisericii din Corinteni. Voi când vă adunați la o altă, nu vă adunați să vă faceți mai buni, ci mai răi. Dar în această dimineață dau slavă Domnului și mă bucur să văd oameni care îmbătrânesc frumos în cele bune, nu în cele rele. Aleluia. Și mulțumesc, frate Nelu, că ești unul dintre acei frați care cuperi cărunți și la o vârstă frumoasă, cred, onorabilă dată de Dumnezeu, m-ai făcut să înțeleg o vorbă din bătrânii noștri care spunea așa: de n-ai în casă un bătrân înțelept, fă bine și ți-l cumpără. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele Nelu și pe toți bătrânii noștri. Amin. Să facă Domnul să fie oameni înțelepți. Aleluia. Căci prin bătrânii noștri am primit și noi și calea pocăinței și învățătura sănătoasă. Să-i țină Domnul cu ar printre noi. Amin. Încă multă vreme de acum încolo. Până sigur, cel ce are hotar între viață și moarte, după cum spune Psalmul 93, el poruncește fiilor omilor într-o zi să se întoarcă în țărână, și la această chemare omul se vede limitat și răspunde cu da, pentru că e chemarea stăpânului. Însă nu asta mi-i direcția. Dumnezeu mi-o da câteva înștiințări pe care câteva le-am și notat aici în timp ce fratele Nelu sluja așa frumos între noi. L-am rugat pe fratele Matei să mă împrumut eu un pic, să nu-i nimic din ce Domnul mi-a descoperit. Dar să încep, frate Nelu, în dreptul dumii tale. N-am fost niciodată în biserica în care am înțeles că o păstoriți, dar Domnul mi-a zis așa să-ți transmit. Am în vedere să fac din Sionul acesta și în vremea viitoare un loc al nașterii din nou, chiar a unei generații tinere pe care am văzut că câteva staule nu vreau să-i primească, îi priveau cu niște ochi exact ca ochii acelor animale mai mari, cum îs vitele, cum îs cai, cu niște ochi mari să uitau la ei și parcă aveau o groază să-i primească în unele staule, zicând exact de ce ai și amintit, parcă nici portul lor neadecvat de biserică, ținuta lor, dar unii ziceau ce se poate restarta în caracterul și comportamentul acestor tineri din generația de acum, plin de tot felul de adicții, dependențe periculoase, poate vor fi pentru biserică un pericol și să-i primim pentru noi. În momentul acela Domnul spunea așa: așa cum am lăsat scris în Tit 3:5, în finalul versetului, că noi o face Duhul Sfânt, eu vreau cu ajutorul Duhului Sfânt și prin cuvânt să vindec și de adicții, de dependențe tinerii aceștia, vreau tu și bordul de conducere, o zis Domnul, al bisericii de acolo, să fiți martori în care în vremea de acum puterea de sus încă transformă, încă vindecă vieți chiar unor tineri care vor zice unii și alții, așa poate cu bănuială, ar fi bine să fie primiți, dragii mei. Ce m-am bucurat cel mai mult, că am văzut în vedenie biserica lor, repede, n-am fost niciodată acolo, că era arătată chiar sub forma acelui han de poposire de Scriptură. Era locul în care trebuiau legate rănile, în care cineva trebuia să ocupe de reabilitarea și restaurarea celor care poate în alte părți sunt desconsiderați. Că vreau să o spun cu tărie, frate Nelu, să audă toată biserica. În mod spiritual, în generația asta în care noi trăim, mai avem arici și porți spinoși. Am zis spiritual, vorbim astăzi aici. Îs unii când se scuture numai țepi și în stânga și în dreapta. Pentru că asta e cea de-a doua descoperire în timp ce fratele Nelu, călăuzit de Duhul Sfânt, vorbea. Duhul Sfânt mi-a dat un cuvânt aici care m-a cutremurat și a spus așa: stric încă o dată, chiar și în Deta, vreau încă o dată o verificare a fiecăruia în dreptul lui personal. Exact ca la cina Domnului, în care fiecare își face evaluarea personală, se judecă înaintea lui Dumnezeu.
Și a zis Domnul așa, vreau o reformă și interioară mai ales, în care natura fiecare de aici să nu mai fie găsit vreunul prin locul acesta și în afara acestei biserici ca spin, ci este chemat fiecare de aici să înțeleagă în via lui Hristos a fost sădit nu un spin, ci un smochin. Și smochinul, când te apropii de el, are dulceață, frate. Ia apropie-te numai de un spin, de o mărăcine. Știți că unul în Biblie foarte interesant, mi-am și notat despre el, Neemia 4:7, tare supărat pe lucrarea lui Neemia, cu el începe aici, numele din cei ce s-a amintiți aici, Sambalat. Știți cum se traduce din limba greacă numele acestui bărbat? Nu știu, oare părinții lui n-o fi știut ce nume îi pune la naștere? Sau a fost profetic și numele lui? Tu fiși de spin, se traduce Sambalat. Tu fiși de spin. Și tu fiși de spin, a fost și Sambalat ăsta. Ce au avut, ce n-au avut, tot timpul a fost un cică contra împotriva lui Neemia și a celor care au avut de gând să zidească. Dărâmăturile erau multe, porțile arse. Știți bine istoria din timpul lui Neemia, dar Neemia, un om al lui Dumnezeu, chemat nu la a dărâma, că unii mai nou până adunări să specializează doar pe a dărâma în stânga și în dreapta lor. Slujirea lor îi numai pe dărâmat. N-au altceva mai bun de făcut decât să dărâme. Îi pui să zidească, n-au nicio cunoștință. Dar trebuie. Când Domnul a dat în biserică apostoli, proroci, păstori, evangheliști, învățători, cu ce scop i-au pus în biserică? Să zidească biserica lui Hristos sau să o dărâm? Să fie spini sau să fie smochini? De ce? Am fost provocat să răspundem la o întrebare. Zicem că suntem pocăiți sau suntem pocăiți? Aș întreba, suntem spin sau smochin și noi la Deta? Luca 13:6 atestă ce am spus până aici. În vie un om are smochinul. Dar atenție mare că mica procul în capitolul 7 cu versetul 4 o să vedeți dacă dați această descoperire profetică prin Mica, când am citit acest cuvânt, Mica 7:4, vă rog cine e acolo la pupitru să ne afișeze. Fraților, vă rog să mă credeți că m-am frecat și de dor la ochi când am citit versetul ăsta și am zis, sigur citesc bine, sigur e o inspirație profetică clară a procului Mica. Și auziți ce spune aici? Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spin. Și pentru că era găsit poporul în felul acesta, uite ce urmează prin profet să fie adus la cunoștință. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie. Atunci va fi uliarna lor. Ține minte ce spune Duhul Sfânt. Dacă tu continui în Deta să fii un spin, vine vremea când Marele Judecător îți iasă în față și se va judeca cu tine și cu viața ta oricine fi. Când nu te mai pocăiești de împunsături în stânga și în dreapta, vine vremea când îți iasă Dumnezeu înainte. Și ai să plătești scump. Ascultă-mă bine oricine fi. N-o spun eu, o spune Scriptura, că-s oameni care zic, când ai o profeție, mi-e întai chitanță biblică la ce ți-o descoperi Dumnezeu să ne vorbești. Și aș vrea să mai puntez pe latura acestei descoperiri un singur verset, pentru că unii zic, frate, Vechiul Testament îi dă mult, a fost odată, e mai mult pentru evrei, n-are legătură cu neamurile. Haideți să vedem ceva ce are legătură mai aproape de noi, Noul Testament, măcar că eu personal cred că toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și de folos, toată, nu numai frânturi din Scriptură, luăm și noi de aici, de acolo, câte un verset, mai și scoatem într-un context și îl interpretăm cum vrem noi. Însă versetul la care am vrut să fac o referință, cu care vreau să încheie această a doua descoperire, Matei 7, cu versetul, dați-mi voie ca să fiu foarte sigur că e bună această parte care vreau să o citesc, cred că e versetul 16, dacă nu mă înșel, dar vă rog frumos să-mi dați voi doar puțin să
mă verific ca să fiu 100% sigur că e bună referința. Da, este bună referința, mai ales cea de-a doua parte a versetului. E o întrebare care e valabilă până în vremurile noastre, în 2024. Culeg oamenii struguri din spin? Și acum atenție, sau smochine din mărăcini? Smochinele, rodele bune, rodele date de două sunt, niciodată nu le vei găsi la un om fireșul lumesc, niciodată. Oricât de mult o să-ți dorești, smochinele se găsesc într-o natură și o fire dumnezeiască. Biserica zice, amin. Într-o natură firească, lumească, într-o natură veche, o să-mi spui, ca unii care poate între bătrânii noștri înțeleți, ați crescut și pe la țară și eu am crescut la Buriș, la țară, în Bihor, la Ineu de Criș, mai făceau din când și spinălăi, câte o floare mai albăstruie, mai gălbuie. Dar frații mei, din spinăraie n-am putut mânca nimic. Și rotul spinului, dă-mi voie să zic, e acru, amar. N-are pic de dulceață în el. Eu îmi doresc în toată inima să fim niște creștini spiritual, vorbesc cu voi, dulci. Dulci în vorbire, dulci în trăire, dulci în umblare, dulci în purtare. Spunea câteodată unii frați, cum să facem, mă, dacă pe câte unii dintre voi zici că aveți miere la frați. Tăți-ți pe lângă unii, iar pe lângă alții n-ați văzut. Frate, cine-i zis că bine? No, bine, cred că stă dimineața la muncă, cred că intru și acasă rămas. Când aude numele cine vine, zice, frate, l-am auzit odată de două ori de câte o oră fol la noi, n-a dus altceva decât pe linul travă și amărăciune pentru noi. N-a avut nimic dulce în el. N-ați observat că la unii și privirea lui amară, acră, să uită la tine. Mă, zici că te-mi priviri chiar la până la bătaie. Așa să uită la tine. Că unii, asta înțeleg, frate, nenu, că e pocăința. Tătă viața, fața, posacă, să stai așa și în biserică, poți omorâ trist, nici pe departe. Dumnezeu, în roada Duhului, am găsit bucurie, pace. Mântuiți care cânta frumos grupul nostru de surori de în față, cântarea să mântui până jertfa lui Hristos. Le spune și fața cum li-i viață. N-ați pățit niciodată în deta să vă opreați și apă stradă. Nu vă supărați, sunteți pocăiți, dar după ce v-ați dat seama? Sinătatea feții. Expresivitatea care o are. Repet, dulceața din grai arată că ești o femeie sau un bărbat. Care l-ai pe Dumnezeu înăuntru tău, ai împărăția înăuntru tău. Măriți să fie Domnul. A treia lucrare, când fratele Nelu spunea despre surori că le place suspus, am primit un verset, te rog frumos să afișez și din toată inima vă spun surorile mele, nu pot să-mi cer iertare când Dumnezeu îmi zice să vorbesc una, trebuie să o vorbesc, ca apoi răspund înaintea lui Dumnezeu dacă ta. Și cuvântul a fost Isaia 3 cu 12 și o zis Domnul așa. După cum o femeie înțeleaptă zidește casa, nu numai casa de familie, ci noi suntem o familie în Hristos. Femeia înțeleaptă, femeia aducătoare de vești bune, care o mare oștire înaintea Domnului, e termen de comparație, ca o mare oștire înaintea Domnului, așa e văzut în Scripturi, femeia aducătoare de vești bune. Dar atenție foarte mare, vă rog, la prima parte a versetului. Poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc niște bărbați. Isaia, ce vorbești? Duhul Sfânt ți-a spus să spui asta fraților și bisericii? Da. Și ascultă-mă cum. S-ar putea într-o zi să-ți vină soțul, slujitor, lucrător acasă. Poate de la o întâlnire doar între noi bărbații. Iar ți-o zici ceva, așa-i mă? Măi, iar ai venit cu o falcă în cer și cu una în pământ acasă. Uite, iar ești agitat și supărat. Mă, până când închizi ochii? Până când închizi gura și chelașul aia? Mă, nu mă fă să intru eu în adunare și să mă apuc eu să ridic tonul și vocea, că de încep eu. Mă știe Dumnezeu, de mă uită frață ăștia și biserica asta și de știu că mă excluge, dar măcar să știu că-mi las bagajul, mă las rănița,
tătă jos și așa le spun două, trei, de cât trăiesc inumorui, dar cred că și în groapă mor ține minte cu vorbele, dacă tu tătaci, mă. Mă, ori ești tu așezat și pus acolo să te ia în considerare, frață, și să stăpânești cu autoritate, ori nu mă făcăți, iau eu locul. Și dacă încep eu, apoi să veșeați. Sora mea, sora mea, fii o femeie înțeleaptă și cumpătată, nu ți-l provoca și ispiti mai mult decât o veni și de la tunare de ispitit. Dacă nu-l vezi în apele lui, tu ca femeie înțeleaptă, ia-l în brațe. Dă-i o sărutare sfântă și roagă-te pentru el, nu-l vezi agitat și tulburat. Nu-l provoca la stări conflictuale. Măcar că trăim o vreme când în adunări văd trei feluri de pace. Una-i de milă, alta-i de silă și mai nouă e pacea de pilă. Până nepotisme, favoritisme, facem pace. Frate, ce vrei, să-mi urc în cap? Să mă trezesc, ori zice caz, mai pleacă unul mâine, mai pleacă o familie și mă trezesc cu biserica goală? Acum eu am o mentalitate aici. N-o luați, de îmbătrâni înțelepți am auzit-o. Mă, rău-i cu rău, dar fără rău. E și mai rău. Eu te aud pe unii mai gândesc și cu voce tare cât să-și roagă. Domne, dacă să mai fie aici sămânță de scandal care îți are țandura din orice, du-l, Doamne, dar n-a tăpat. Mai sunt adunări pe-n zonă, pătița, livezele, mai știu, bani, loc, dolați, grăniceri, du-i, Doamne. Asta nu e o soluție. Că problema foarte mare, uitați-vă și astăzi când se întâmplă ceva în adunări. Dacă am fi pocăiți, frate Nelu, n-am căutat vinovații pentru care nu merge bine adunarea. Dumnezeu niciodată nu vinovații caută. Dumnezeu caută soluții pentru biserică. Amin. Biserică din detaliește aici în dimineața asta. Amin. Caut soluții să ieși din impas, din instabilitate. Și dacă nu le-ai găsit, vreau să închei pentru că așa cum spunea și fratele Matei, și să vreau să stau la ora 12:20, am trenul de la Teta, atât a soluptat diavolul de ieri, un tren care vinea în coace în direcția asta a Banatului, l-am și pierdut. De unde să știu că-s două trenuri mai nou și particulare care vin în partea asta? Tot am stat liniștit la 4, peronul 4 în Timișoara, mă, la 4 și 10 îmi pleacă trenul în coace. Că m-am mai oprit o postată la Petromana seară și zic, e 4 și 1 seara, 4:20, o întârzia că e căldură, că se dilată liniile. Stați liniștiți, când ajung acolo, zic, nu vă supărați, trenul de pe linia 4, domnului, 4 R, 4 Reșița. Sunt două tipuri de linii la Timișoara, zic, Doamne, de la Bihor, de la Oradea. De ce n-ați anunțat treaba asta să fie auzit și eu? Domnul dumneavoastră, trebuie să fiți la curent, la zic, o Doamne. Haideți să fim la curent cu ultima descoperire care Domnul a dat-o pentru biserică, dar apoi vizează și cetatea. Și am auzit că fratele Matei spunea că aveți un mare eveniment și mâine aici. Să dea două sunt promit că eu de la Oradea mâine vă susțin cu toată inima la rugăciune. Și dacă nu-l faceți în biserică, ce mai știu, un câmp deschis, în aer liber, pe stadion sau într-un parc, să dea Duhul Sfânt o roată bucată. Asta îmi doresc. Însă pentru asta Domnul mi-a dat un cuvânt și mi-a zis să nu cumva să vii la Teta și să nu spui cuvântul ăsta că e foarte important pentru toată biserica, de la cei care zbor de conducere până la ultimul din adunare. Vă rog să fiți foarte atenți. Domnul spunea așa, cer mobilizarea generală a poporului credincios pe familii cu armele luminii și mi se dea referința de Roman 13:12, când cuvântul Domnului spunea să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Cu cât vedem că ziua se apropie, noaptea aproape a trecut. Și dacă va fi mobilizare cu armele acestea ale luminii, ca în timpul de Neemia, capitolul 4, versetul 13, când Neemia, pe familii, poți să afișezi versetul 13, Neemia 4 cu 13, te rog, că descoperirea o mărșii cu aceste versete biblice, pe familii, Neemia primește de la Dumnezeu o călăuzire clară, avea o viziune, nu era în visuină, ci era în viziune. Eu mă rog așa să fie și biserica dândeta. Cu o viziune, nu în visuină, că în visuină e întuneric, e negură,
n-ai nicio claritate a perspectivei lucrării. Dar când ai o viziune din partea Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu, știi clar ce ai de făcut și în 2024 și în anii viitori pentru lucrarea bisericii și locale, dar și pentru trezirea spirituală de care Domnul mi-a zis că vrea să aveți parte, însă fiți atenți. Continua lucrarea și spunea așa: nu puneți armele jos. Dacă ești chemat, bărbați care ați făcut armata și ai fost prins cu armele jos înainte de vreme, erai considerat ca un dezertor. Posibil că te aștepta un batalion disciplinat pentru asta. Te costa scump treaba asta. Nu încă timpul de la fratele Matei până la ultimul de aici să renunțați, să abandonați. Poate de multe ori diavolul v-a tins cu arma cea mai puternică din dotarea lui numită descurajare și a simțit că vi se clatină în piciorul și a zis renunț. Nu mai are rost. E prea grea muncă, e prea minat terenul spiritual îndetru. Dar niciun rost. Mă retrag, abandonez la locul altcuiva. Duhul Sfânt a zis, nu puneți armele jos, ci luptați. Căci menirea voastră la Deta este ca voi să fiți biruitori. Amin. În luptele spirituale pentru trezirea spirituală a cetății, care trebuie eliberată din tot felul de atacuri a unor soiuri de demoni, ca oamenii să vină de la întuneric la lumină, de sub puterea Satanei la Dumnezeu. E vremea ca lanțurile și legăturile celor care nu mă cunosc pe mine și sunt orfani de mine să cadă, ca oamenii să ajungă legați și în deta de cer și astfel în cetatea aceasta să fie cunoscut mai presus de orice nume, un singur nume. Numele Lui este Iisus. Asta e lucrarea care cu câteva zile am sunat-o pe sora Cati și am sora Cati. Duhul Sfânt mă îndeamnă, te rog, vorbește ori cu fratele Matei, ori cu frații din conducere. Trebuie să vin urgent până la Deta. O venit diavolul cu descurajarea și la mine. Primez eu un telefon de la sora Cati și Leo, care îți nelipsesc între voi totdeauna. Fiți liniștiți că motivați astăzi și de fratele păstor și poate știți și o parte, le-a murit un ian drag lor din Bihor de la mine, de la Vadul Crișului. Și îmi spunea Cati și Leo, Adi dragă, așa de mult am fi vrut să fim cu tine la părtășie, te așteptăm la tine la Oradea, vom trece pe la voi în seara asta când ne întoarcem spre Deta, dar trebuie să fim alături de neamul nostru la mormântare. Și în momentul ăla, diavolul, știți cu ce descurajare a venit? Ia spune-le și tu că altă dată. Spune-le că am mâini. Și în momentul acela când vreau să spun asta, Dumnezeu mi-o să spune mâna pe pic și scrie lucrarea asta. Și dacă nu-i Cati și dacă nu-i Leo, tu trebuie să fii pentru acest cuvânt. Amin. Acolo de față. Du-te și spune-le că va cântări mult pentru biserică. Pentru unii din voi poate nu-s lucruri noi. Poate sunt doar o reconfirmare. Nu e o reconfirmare spusă cu ușurință și la trecerea timpului. Dar am spus lucrurile astea cu greutate, le iau martor pe Duhul Sfânt, că El mi le-a dat să vi le spun. Însă, vreau să plec cu ultima lucrare, frate Matei, cer iertare pentru predică, consider că Duhul Sfânt a vorbit minunat și deosebit în fratele Nelu și am spus și o repet, mă duc încărcat de aici, bine și pozitiv acasă. Va fi timp de predică data viitoare, dar vreau să spun ultima lucrare. Când se spunea de fratele Matei că ne stă în față binecuvântarea unei frumoase surioare, cea mai mică Evelina noastră, că e din sânul bisericii, din interiorul, cred, acestei case de rugăciune. În momentul acela, Duhul Sfânt mi-a spus așa. Așa cum în Psalmul 127, versetul 4 spune: fiii făcuți la tinerețe sunt ca săgețile în mâna unui războinic. Am auzit o strigare din înălțimea cerului cu o voce ca de eco. Dar nu știu de ce. Vocea era pe un timbru, pe o tonalitate ca plânsă. Parcă simțeam o durere în acel glas. Și spunea așa: întreabă toți copiii și tinerii din Deta, după cum săgeata are ca scop urmărirea unei ținte, oare câți din copiii și tinerii din Deta mai au ca țintă Evrei 12 cu 2 să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre
Și ținta noastră ar trebui să fie una singură, prioritatea numărul 0. Iisus. Iisus. Frați cu piercărunți, încurajați-vă copiii și tinerii biserici. Nu-i demoralizați. Aseară am fost la Petroman și am avut un cuvânt scurt cu fratele pastor care vă transmite la toți salutării din generația noastră mai tânără, fratele Sila Ghidarius, pastorul Bisericii Pentecostale Dârjebel, mi-a zis să vă transmită la toți. Am avut o lucrare din partea Duhului Sfânt pentru el și l-am văzut că plânge. Și la final i-am zis, frate Darius, vis-a-vis de lucrarea ce ai avut-o, mai ales în partea în care Domnul spunea că te dore că-i vezi pe mulți care s-au uscat. Din pomișori care odată erau verzi, au ajuns ca în Betesda, uscați. Știți ce mi-a zis, frate Adi? Din câți tineri a avut biserica din Petromani, la doi pași de voi aici, în Betea, la vreo 15-20 de kilometri. Știți cât mai am în biserică, frate Adi? Doi tineri din toată biserica. Peste 20 au plecat în lume, s-au întors în lume. Dar știți de ce? Frate Nelu, pentru că au avut grijă unii să fie doar spirit, doar pe mine, numai familiarizați pe împunsăture. Voi tinerii nu știți să cântați decât lumeșul firesc. Voi tinerii veniți îmbrăcați fireșul lumesc. Așa vă stă părul, așa vă stă sacoul, așa vă stă cămașa, așa vi-s pantofii, bumbat, supraelastic, mătase și atâta știm predicat într-o Biblie bogată și frumos. Și astăzi un tânăr a zis, dacă numai asta ni se spune, de mâine familia mea va fi lumea. A doua zi a mai plecat un tânăr, a treia zi a mai plecat unul. Și dintr-un număr mare au mai rămas doi în picioare. Dragilor, susțineți-vă. Bucuros să fiți care mai aveți printre voi. Nu intrați cu bocanci în viețile lor. Nu luați numai barda și ciocanului dreptei, că cuvântul Domnului și un ciocan care îți farbă stânca ce procuie Ieremia. Dar vai de acel lucrător care transformă amvonul numai într-un poligon de tracere. Înțelegeți ceea ce vreau să vă spun. Îi bună sabia cuvântului să fie folosită. Dar dacă ești omul lui Hristos, ales de Duhul Sfânt, păstor, învățător, evanghelist, prog, tu ai să ai și cărimara cu undele. Tu vei ști să alegi o rană. Că niciunul dintre voi dați avea o bolă gravă și a trebuit intervenție chirurgicală. Dar să merge spre Timișoara, spre un chirurg, să spună chirurgul, dragul meu, e o stare bine în ideea de a ști să te desfac. La asta titan, expert. Dar, dragul meu, să spun ceva înainte să încep operația. Eu nu mai am cunoștință în a lega operația. Nu mai știu să te leg înapoi după ce te deschid. Care dintre voi vă lăsați pe mâna să de chirurg? Mâna sus, să vă cunosc eu un pic. Eu zic că nici unul, să știi numai să te taie și să nu te mai cose, eu cred că nici unul de aici nu mai aveți îndrăzneala. Pe asta însemna moarte sigură să nu te știi cose. Frații mei, ridice Duhul Sfânt la deta, frați care să știe mai ales să cose. Că de tăiat, mulți sunt experți cu e mare de tipar. Cu cusutul stăm noi între ghilimele pocăiță mai greu. Rămân la cuvintele astea, vorba fratelui Nelu, să nu ne facem și mincinoși. Dacă am zis că punem punctul, nu mai începem cu altă virgulă sau cu altă paranteză. Promit că data viitoare să avem mai mult timp. Așa e situația. Vreau să-l prind și pe Leu și pe Cati la mine, la o părtășie acasă, la Oradea. Mi-au promis că trec pe la noi în seara asta. Mai văd și cu un frate care tot în tranzit ei la Oradea, însă la 5 după masă, cel târziu ajung acasă. Domnul să vă binecuvânteze pe toți, vă îmbrățișez și mă bucur că v-am revăzut. Tata să vă aibă în pasă lui pe toți frații mei scump. Frate Nelu, m-am bucurat să te cunosc, ești un frate scump. Domnul să te țină cu sănătate și cu putere pe dumitare. Pe fratele meu scump Emil, te am în inimă frate Emil de la Londra, mi-ai fost drag. Fratele Emil era motorul adunării Adonai, plin de viață. Mă, asta e frumos. Unii așa rămân de viață. Nu îi scâmpă nimeni. Rămân plin de Duh, plin de viață. Mie mi se umple inima de bucurie să văd astfel de frați.
care încărunțesc, dar cum am zis, încărunțesc frumos, îmbătrânesc înțelept, să țină Dumnezeu șândeta oameni cu astfel de nărab. Amin! Amin. 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 Eu mă